Rujeola este una din principalele cauze de deces la copii la nivel mondial. După 2 ani de absență, iată, au apărut și la noi primele cazuri de import. Tratament specific pentru rujeolă nu există, de aceea unica metodă de protecție este vaccinarea. Rujeola este o boală contagioasă care se transmite pe cale aeriană și prin picături, la fel și prin obiectele contaminate. Se manifestă prin febră mare, înroșirea ochilor, adică conjunctivită, fotofobie din cauza afectării oculare, prin tuse uscată. Un semn foarte important este apariția erupțiilor pe piele. Inițial, în partea de sus a corpului, adică pe față, pe cap, pe urechi și pe gât, ca apoi la a doua zi să disemineze în jos, pe trunchi, pe membrele superioare și la a treia zi să fie și pe membrele inferioare. Complicațiile care poate să le facă o persoană bolnavă sunt infecția ale urechii, infecția ale plămânilor, ca pneumonii, pot să facă meningite, infecția ale creierului, poate să afecteze ficatul, pancreasul, boala poate duce la deces. Vaccinul ROR, adică pentru rujeolă, rubeolă și orion, a fost aprobat în 1999, dar înainte de aceasta exista vaccin monovalent doar împotriva la rujeolă din 1963. Așa că majoritatea din noi n-am suportat boala deoarece am fost protejați. Vaccinarea împotriva la rujeolă, rubeolă și orion se efectuează la vârsta de un an prima doză, apoi repetat la 6-7 ani și ulterior a treia doză la vârsta de 15-16 ani. Vaccinul ROR este sigur, el este precalificat de Organizația Mondială a Sănătății și nu este niciun studiu științific care ar dovedi că el cauzează autism, cum sunt unele temeri a părinților. Verificați dacă copilul dumneavoastră este vaccinat împotriva rujeolei. Dacă nu sunteți siguri, vă adresați la medicul de familie și el vă va consulta și vă va spune care sunt pașii următori